La invitația preasfinției sale, voi aborda o tematică legată de pădurile urbane și periurbane. Și am spus eu acolo un moft sau o necesitate. Voi referi și asupra definițiilor concrete, dar până atunci aș începe cu două poze care au făcut, cel puțin prima a făcut furor la data apariției, adică 2020, când acel curent ecoisteric titra în presă de așa manieră: clujeni, sunteți mulțumiți, la Florești într-o lună s-a ras o pădure seculară. Voi reveni asupra acestei imagini cu explicații. O altă imagine pe care o folosesc des în prezentările mele, în aparență, e un dezastru, nu? Dacă aș arăta unui necunoscător, ar putea spune că acei copaci sunt foarte rari și că silvicultorul, Doamne, ce probleme a făcut acolo. Și asupra acestei imagini voi reveni. Aș lua anul de referință 2020, când a fost un curent, și înainte s-a întâmplat, dar în 2020, destul de intens, în care s-a discutat la nivel de media central de pădurile parc. Zona Bucureștiului, dar nu numai. Dacă aveți curiozitatea și căutați în arhivă, foarte multe articole în reviste de top, chiar și publicații, dar și trustul media, cum e Digi24, aborda problema pădurilor parc. Cum era și cazul pădurii Băneasa, care în 2020, dat fiind faptul că expira amenajamentul și a fost în momentul oportun, în noua amenajare, 470 de hectare din proprietatea publică a statului au trecut din păduri de producție, adică acolo unde puteam tăia și exploata sustenabil, în păduri parc. Presa a reacționat. Se întâmplă. Iar o parte din articole au adus în discuție acest subiect. Până să intru în alte detalii, v-aș expune câteva clarificări terminologice. Să nu uităm că avem o lege a fondului funciar. Toate terenurile din România pot avea una din cele 5 destinații. Iar pădurile la care facem noi referire, cele urbane, periurbane, să le spunem pădurile din orașe sau din preajma orașelor, în principal le găsim pe cele cu destinație agricolă, intravilan sau chiar cu destinație forestieră. Și o să vin imediat cu câteva exemple concrete. În codul silvic avem un concept: vegetația în afara fondului forestier. Adică, în traducere, ar fi un fel de pădure care nu este administrată după legile noastre silvice. Cam aici ar fi diferența. De asemenea, alte exemple sau exemple concrete de vegetație forestieră în afara fondului forestier este reprezentată și de zonele verzi din intravilan. Deși reiau ideea, în aparență pare a fi o pădure și silvicultorii ar trebui să aibă treabă cu ea, aici nu este cazul. Pentru că nu este o pădure care e administrată în regim silvic, cum spuneam. Context în care se disting două mari cazuri. Pădurile, le-am numit eu, din jurul orașului, care pot fi în fond forestier și majoritatea sunt, după cunoașterea mea, și sunt administrate în regim silvic, sau sunt acele păduri, adică acea vegetație forestieră din afara fondului forestier, administrată, am zis eu, după alte reguli, deși și silvicultorii au ceva de spus acolo. Referindu-ne la cele incluse în fondul forestier și administrate în regim silvic, sunt iar două aspecte de luat în calcul: proprietatea și administrarea. Referindu-ne la proprietate, codul silvic distinge clar cele patru mari categorii: publică, statul UAT, respectiv privată, persoane fizice, juridice sau privat UAT. Există și așa ceva. Referindu-ne la obligații, și Mihai a punctat, pădurile care sunt, dacă sunteți proprietar de pădure și este inclusă în Fondul Forestier Național, aveți obligații. Printre care litera C este una foarte provocatoare în contextul conservării pădurilor. Adică să asigurăm și regenerarea. Și colegii silvicultori știu clar la ce fac referire. Cum administrăm aceste păduri? În ultimii 2-3 ani am încercat să aduc din ce în ce mai mulți colegi în mediul online cu prezentări și toți colegii care au prezentat aici au fost și le mulțumesc. Invitația este deschisă și altora. Dar am încercat de a explica publicului larg despre multitudinea de aspecte legate de păduri. Că vin eu, silvicultorul din mine, și spune: da, domnule, vorbim de regim silvic, de zonare funcțională a pădurilor, de tipuri funcționale, categorii funcționale, adică o chestiune foarte tehnică pentru noi, ușor de înțeles pentru noi silvicultorii, dar delicat de înțeles pentru publicul larg, dar care este interesat.
Referindu-mă la această zonare funcțională, e bine de știut sau de amintit că România este printre primele țări care și-a împărțit pădurile în funcție de funcțiile lor, ca să spun așa, în 1954. Sunt 70 de ani de atunci, de la prima zonare funcțională a pădurilor. Ceea ce încă sunt țări prin Europa cărora nu le este foarte clar ce rol au pădurile lor. Coroborând cu legislația prezentă, apropo de funcțiile pădurilor, dragi colegi silvicultori, unul din vectorii de comunicare pe care vi sugerez este să spunem publicului larg că toate pădurile din România au rol de protecție. Pentru că cele din grupa întâi funcționară au funcții speciale de protecție, iar cele din grupa a doua funcțională au funcție de producție și protecție. Avem acolo și procentele. Vedem 2/3 din pădurile din Fondul Forestier Național, adică 6,5 milioane hectare câte fondul forestier, au funcții preponderent de protecție a diferitelor obiective. Cele de interes pentru discuția noastră sunt cele de la punctul 1.4, păduri cu funcții de protecție predominant sociale. Și o să vin imediat cu detalii. Coroborând iar toate datele, sunt ultimele publicate, cele mai actuale, spuneam de tipuri funcționale, de categorii funcționale. În traducere ar fi extremele, de la conservare strictă, nu tai nimic în acea pădure și este cazul la 3% din pădurile din Fondul Forestier Național, până la cealaltă extremă, să spunem, tăierile rase, deși după prezentarea domnului Ionescu nu e neapărat o extremă, ați văzut că nu e un impact negativ, unde avem 42%. Pădurile parc, așa cum sunt ele definite în codul silvic, intră la acel T2 și sigur și altele, 21% din păduri, unde sunt, scrie acolo, permise așa numitele lucrări de conservare. Adică poți să tai, dar nu într-o pondere semnificativă și o să vin imediat și cu datele. Apropo de legislația asta foarte complicată și modurile diferite în care ne raportăm la păduri, avem 87 de categorii funcționale, adică 87 de funcții diferite pe care o pădure le poate juca sau avea. Unele păduri au una, pot avea două, trei, patru. Cert este că una este prioritară. Am ales sub categoria 1.4 acele păduri cu funcții de protecție sociale, unde distingem alte subcategorii, să le numesc așa. 1.4a, arborete constituite în păduri parc, parcuri recreative, tematice sau educaționale, cele la care am făcut referire în debut. Dar sunt și altele. Și pe ultima coloană, nu știu cât de bine se vede în spate, e corespondența cu tipul funcțional. Cert este ca și idee de bază, reținem că avem de la T2 la T4. Adică nu am un T6, spre exemplu, nu pot face tăieri rase, spre exemplu. Apropo de normele noastre silvice, ultima variantă 2022, este scris clar, negru pe alb, cum se aplică aceste tipuri de tăieri și făcând referire, spre exemplu, la tăieri, lucrările speciale de conservare, cum se numesc ele, spuneam că există un prag, 10% din volum în deceniu, adică un impact destul de semnificativ, sigur, care poate fi depășit excepțional, dar cu justificări solide. Referindu-ne la acest T4, unde regăsim așa numitul tratament al tăierilor progresive, a vorbit și domnul Ionescu de el, dar eu o să încerc să le explic pe baza unor imagini. Google Earth este public disponibil. În jurul marilor orașe, aceste imagini satelitare merg înapoi cu un istoric de 20 de ani. Adică oricine este interesat are o unealtă gratuită și poate verifica diferite aspecte. Cum ar fi și modul în care vreau să vă explic ce înseamnă aplicarea tratamentului tăierilor progresive. E suficient să ne uităm în interiorul acelui dreptunghi și vom vedea că în 2002 deja a apărut să le primele tăieri, le vedem în partea superioară, 2010 am zis eu o altă rundă de tăieri, 2012 o altă rundă, 2016 și așa mai departe, 2017.
Întâmplarea face nu întâmplarea. Intenționat am fost și în teren. Este a doua poză cu care am început prezentarea de astăzi. De la firul ierbii. Că mulți necunoscători, din păcate, vorbesc nu de la firul ierbii. Și am mers în teren în 25 ianuarie 2018 și, practic, acel nuieliș, cum îl putem numi în termen nu neapărat silvici, este noua pădure. Adică era un exemplu concret de aplicare corectă a unui mod de regenerare. Am tăiat arborii bătrâni, cu toții avem nevoie de lemn, fiecare dintre dumneavoastră aveți garantat peste 50 de produse din lemn acasă, vă invit să faceți această contorizare. Doar că e greu de crezut. Din stradă nu se văd puieții, în niciun caz din satelit. În mediul online există de asemenea și prezentarea domnului profesor Nicolescu și multe altele, dar și concret pe aplicarea acestor tăieri progresive. Vă recomand cu căldură. Ce am voie să fac într-o pădure parc? Deci pădurea parc e acea care are categoria 1-4A, e fond forestier național, și pot face totuși ceva, apropo de amenajări. Chestiuni care se regăsesc în anexa 1 la codul silvic. Negru pe alb, altceva nu prea am voie să fac, deși pentru diversificare îmi este permis să plantez și alte specii care nu corespund tipului natural fundamental de pădure, cum spunem noi în termenii noștri silvici. Adică, altfel spus, dacă tai un gorun, pot planta un stejar roșu, spre exemplu. Revin la această minunată poză, care a generat multe fake news-uri. Nu a fost nimic altceva decât o tăiere de substituire. Și colegii mei silvicultori știu ce înseamnă, în sensul că tai o specie mai puțin valoroasă, cum era carpenul aici, și plantezi gorun. Dar, de acord cu noastră că impactul vizual este unul foarte emoționant. Dezgolesc un deal. Sigur că a venit Garda Forestieră Cluj cu un comunicat de presă. Evident că impactul nu a fost la fel de mare ca un scurt video de 2-3 minute pe YouTube, pe Facebook, care a ajuns la sute, poate chiar milion de vizualizări. Apropo de emoție propagată într-un anumit mod. Au fost și ceva reacții din media, dar destul de timide. Dar revenim puțin la ce a spus Garda Forestieră și făcând referire la titlu, într-o lună s-a ras o pădure seculară. În niciun caz nu era pădure seculară acolo, adică clarificările au fost destul de clare din punctul meu de vedere. Apropo de provocări, pădurile din jurul orașelor. În București, cum de altfel și în jurul marilor orașe, bănuiesc că și în jurul municipiului Oradea este aceeași situație, presiunea este foarte mare. Tendința demografică și în România este ca din rural să mergem cât mai mult în urban. Context în care presiunea pe aceste păduri este ridicată. Mulți doresc fragmentarea lor, scoaterea din fondul forestier național, tăierea lor, chiar defrișarea lor și folosesc corect cuvântul aici, adică tai pădure, schimb destinația terenului și îl transformă în intravilan. O altă provocare e cea pe care doamna Burio a subliniat-o, provocările climatice, în mod special cele date de precipitații. Și sunt păduri care, din păcate, încep să usuce. Cei drept bună parte din ele artificiale. Mă refer la plop euroamerican, 500 de hectare uscate anul trecut la ocolul Silviu Focșan, spre exemplu, dar și molinișurile din Apuseni, plantate acum 70 de ani. Pădurile înseamnă sănătate. Este iar un curent foarte puternic, forest bathing, îl numesc cei din Asia, în mod special, dar și America, au demonstrat științific că pădurile, mersul, un simplu mers în pădure, scade anxietatea, depresia și altele asemenea. De asemenea, problematica este foarte serios abordată și la nivelul FAO, din perspectiva relației dintre pădure și sănătate. Vedem acolo date concrete care ne spun că până în 2050, la nivel mondial, este de așteptat ca 68% din populație să vină în mediul urban, unde sunt mai multe betoane decât vegetație forestieră, care vine la pachet cu probleme de sănătate. Datele sunt 2016, dar sunt de la Organizația Mondială a Sănătății, care ne spun că undeva la 7 milioane de oameni pe an mor din cauza poluării din mediul urban.
Ce arbori și arbuși putem folosi în orașe? Cred că aș putea vorbi 3 ore aici. Dau doar 2-3 idei. Cei care generează spre deloc alergii, ca să le zic așa. Dacă căutăm pe componenta academică a lui Google, sunt acolo 14 milioane de articole care, la nivel mondial, care abordează problematica alergenilor generați de anumite specii de arbori. Apoi, cele care sunt gazdele unor insecte care nouă nu prea ne plac. Nu știu cât de des mergeți în București, dar în sectorul 3 este plin de platan, plantat în ultimii 10-15 ani, care a venit la pachet cu bruza asta drăguță, care generează acele pișcături, colitruca ciliata. De asemenea, trebuie văzut cât de mare va fi arborul în următorii 20, 30, 50 de ani, apropo de talia arborului și, în mod special, apropo de sistemul de înrădăcinare. Pentru că în oraș îl punem într-un spațiu foarte limitat de creștere, context în care nici ancorarea lui nu este adecvată. Dar vă mai spun ceva. Eu nu mă declar expert în arbori urbani și nici în păduri urbane, pentru că nu este neapărat bucata noastră a silvicultorilor. Sigur, ne pricepem și noi, dar în opinia mea, cel puțin eu mă declar mai puțin cunoscător decât cei de aici, adică decât arboriștii, cum este Ștefanica, este inginer silvic și el, dar militează pentru includerea în codul ocupațional din România a funcției de arborist. Nu există așa ceva. De asta arborii sunt toaletați într-un stil despre care nu vreau să comentez în mediul urban, pentru că nu există reglementări aici, doar Sibiul știu eu, municipiul Sibiu, că stă mai bine. Apoi, pe parte de horticultură, dar și în mod special de peisagistică, sunt inginerii peisageri, care se pricep mult mai bine decât noi. Exemple de urmat, apropo de păduri parc. O serie de hotărâri de guvern, pentru că se ia din proprietatea publică a statului, se duce în proprietatea privată a unui UAT, iar UAT-ul după va da în administrare la un alt ocol. Sunt, mă rog, hotărâri de guvern publicate în Monitor oficial, toate se găsesc ușor pe internet. Cazul și pădurea verde de lângă Timișoara. Nu știu, aveți? Chiar aveți la Oradea, de la Bihor? Ați avut solicitare? Ați avut? Vor fi, nu? Mă rog, alte exemple, o sumedenie de exemple, chiar și Sibiu, 17 hectare, vedem aici. Foarte pe repede înainte, continuarea a ceea ce a spus Gabi, voi pune accent pe alte aspecte, apropo de mini-pădurile urbane. Este acest ghid PNRR. Îl găsim foarte ușor, căutându-l PNRR în păduriri, site-ul Ministerului, am pus și QR code-ul aici, o să las prezentarea dacă doriți, fără să nicio problemă, unde avem definiți mai mulți termeni foarte importanți. Ce înseamnă, spre exemplu, zonă periurbană? Adică dacă vreau să fac o pădure, o mini-pădure urbană, nu ar trebui să fie mai departe de 500 de metri față de limita administrativă a orașului. Și altele. Potențialii beneficiari. Evident, UAT-urile, dar și instituțiile de învățământ public, dar și parteneriatele dintre acestea. Condiții de eligibilitate ale amplasamentului. O lățime de minimum 2 metri și o suprafață minimum 200 de metri pătrați. Atenție, nu spune nimeni în ghid care este limita superioară. Altfel spus, pot face o mini-pădure urbană, în mediu urban, și pe 30 de hectare. Nu este limită în ghid. Și de ce spun asta? Păi uitați-vă puțin care sunt costurile. 9,5 euro per metru pătrat. Dacă faceți repede un calcul, veți vedea că sunt bani frumoși și aici. Din păcate, nu știu să se fi întâmplat foarte multe prin PNRR, dar vă pot spune din propria mea experiență, alături de colegii mei de la Planta Fapte Bune în România, doar în Moinești, în Bacău, avem 4 sau 5. Hai să zic 4, să nu exagerez. Mini păduri urbane, prima înființată chiar în 1 aprilie 2021, iar ceea ce vedeți aici este secțiunea 22 noiembrie 2023, la școala gimnazială George Enescu, vă invit dacă aveți drum în zonă. Sigur, terenul pregătit, adus teren de împrumut, lucrări de întreținere, dar uitați-vă la 3 ani distanță că au depășit și 3-4 metri. Ulmul, spre exemplu, a crescut surprinzător de bine. De ce cresc repede? Pentru că vorbim de o desime mare, ceea ce înseamnă minimum,
undeva trebuia să scrie, minimum 3 puieți per metru pătrat. Deci nu e o pădure clasică pe care noi suntem obișnuiți să o înființăm, ci un concept nou, venit din Japonia, 1970, preluat și în ghidul PNRR și care dă rezultate, credeți-mă, rapide. Un alt exemplu din Olanda. În general, țările nordice și centrale și vestice sunt destul de interesate de acest concept de mini, tiny forest. De asemenea, mii de articole, doar după cuvintele cheie, urban tiny forest, găsim pe Google, toate punctează, ca și la sistemele agrosilvice, beneficiile. Încă o dată zic, sunt bani, 3 puieți pe metru pătrat, 9,5 euro per metru pătrat ca și investiție. Vă mulțumesc, mă opresc aici, aș putea să mai discut mai mult, dar nu cred că e cazul.